Județul Argeș găzduiește timp de o săptămână două evenimente cultural-religioase de excepție. Este vorba despre expoziția Concurs Națională de Icoane Rugămuneție, ediția 21, și festivalul concurs al filmului cu tematică religioasă Lumină din Lumină, ediția 25. Vinerea a avut loc vernisajul expoziției de icoane, care a reunit lucrări ale iconarilor din întreaga țară, pictură pe lemn și pictură pe sticlă, cu scopul promovării artei sacre autentice. Evenimentul a început cu o slujbă de sfințire a icoanelor înscrise în concurs, oficiată de un sobor de preoți. Și acum te rugăm să trimiți harul Sfântului tău Duh peste icoanele acestea, ca să se facă celor ce se vor ruga ție înaintea lor spre împlinirea cererilor. Cu harul, cu milostivirea, cu dragostea unuia născut fiului tău, iubitorul de oameni, Domnul și Dumnezeu și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Expoziția Națională de Icoane a devenit deja tradiție în Argeș, având ca scop principal încurajarea picturii bisericești autentice, descoperirea și promovarea tinerilor iconari și înlesnirea legăturii credincioșilor cu icoane reprezentative. Vezi o diversitate care este foarte importantă. Cam asta ar fi diversitatea, dar încolo există aceeași credință și se vede în imaginile pe care le pictează, se vede o stare lăuntrică, cum să spun eu, de credință și de înduhovnicire, am putea spune, care se transmite benefic, așa parcă ai simț și ai impresia că ești contemporan cu Sfântul respectiv și îl consideri ca un casnic al tău. Deci fiecare ins care și care pictează se înfrățește în comuniune cu Sfântul respectiv, dar și cel care privește icoana se roagă în fața lui, adică la Dumnezeu în fața unei icoane, dar și ia o icoană și o pune frumușel în casa în care locuiește. Deci face această comuniune extraordinară. Acesta este un rol tridimensional al rostului icoanei în viața noastră tuturor și în viața duhovnicească, religioasă și culturală a lumii, a celor care iubesc icoanele, și noi suntem cei care excelăm cu adevărat. Tot vineri, în prezența unui public numeros, a fost deschis și festivalul concurs al filmului cu tematică religioasă Lumină din Lumină. În cadrul acestuia vor fi proiectate producții de film video din țară și din străinătate, realizate în perioada 2018-2019. Cele 14 filme care au trecut de preselecția juriului vor putea fi vizionate de publicul argeșean în fiecare după amiază în perioada 2-6 noiembrie. În primul rând sunt uimită pentru că nu am știut, mărturisesc, de existența acestui festival. Este, asta vă pot spune cu certitudine, că este singurul festival cu tematică religioasă din țară. Și din cauza asta sunt foarte curioasă să văd aceste mici filmulețe, mai ales că Centrul Național Cinematografiei ajută organizarea a cel puțin 30 de festivaluri din toată România. Și am făcut o promisiune mai devreme și dacă Consiliul Județean Argeș va dori să aplice pentru obținerea unor fonduri de la CNC, cu mare drag îi susținem și îi ajutăm pentru perenitatea acestui festival. Cele două manifestări se bucură de o recunoaștere din partea participanților la nivel național. Anul acesta, în urma preselecției la festivalul de film, s-au calificat pentru a participa în concurs 14 producții de scurt metraj, iar în ceea ce privește expoziția de icoane, participă 25 de iconari din întreaga țară cu un număr de 44 de icoane, de asemenea rezultate în urma unor preselecții. Festivalul de film, fiind la ediția aniversară, a primit mai multă atenție din partea organizatorilor, astfel că în juriu sunt personalități de seamă din cinematografia românească. Cele două evenimente sunt organizate de Arhiepiscopia Argeșului și Mușcerului în parteneriat cu Consiliul Județean Argeș prin Centrul Cultural Județean Argeș. În România se poate negocia numai două lucruri, nu, credința și limba strămoșească. Am pornit de la acest drum extrem de important în 2016, pentru că respectul, promovarea acestor valori naționale trebuie să fie obligația fiecărei generații. De ce?
pentru că în diversitatea asta, unitatea în diversitate europeană, în statul federal Europa, în care trăim și noi, cel mai de preț lucru este ceea ce ne leagă, înseamnă tradiție, obiceiuri, respect la meritocrație, respect la valorile naționale. Vineri 8 noiembrie va fi organizată festivitatea de premiere pentru ambele manifestări cultural-artistice, urmând ca cei mai buni să primească premii în bani din partea organizatorilor.